Circa 50 de companii expozante, vizitatori străini și participanți din țară s-au reunit la cea de-a 6-a ediție de Ziua Fructelor în satul Coșernița, raionul Criuleni. Expoziția, organizată anual de Asociația Moldova Fruct, a explorat cele mai eficiente soluții, tehnici și echipamente din domeniul horticol, care asigură sectorul fructelor cu agricultură de precizie în continuă modernizare. Totodată, evenimentul susține alinierea agriculturii la standardele Uniunii Europene, contribuind la digitalizarea ramurii. Pe parcursul celor 6 ani de la lansare, expoziția vine cu noutăți unice care grăbesc modernizarea sectorului agricol de la producerea până la comercializarea fructelor pe piață. Directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală, a reiterat principalele realizări de care se bucură evenimentul. Principalele realizări pe care noi le vedem astea sunt acele livezi moderne care le avem în țară, care sunt dotate cu echipamente pe care moderne, acele tehnologii moderne de prelucrare, de sortare, de calibrare. Vedem tehnica care lucrează în vez. Iată, acestea sunt rezultatele activității sau, spunem, o contribuție reală pe care au avut evenimentele, și nu numai acesta eveniment pe care le organizează Asociația Moldova Fruct, dar și multe altele. Totodată, Ziua Fructelor înregistrează în acest an un număr record de expozanți străini care s-au întrunit pe platforma valoroasă pentru a-și prezenta inovațiile. Vitale Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, a subliniat contextul favorabil în care s-a desfășurat expoziția, evocând necesitatea unei agriculturi europene. Expoziția din acest an ne bucură printr-un număr record de expozanți din Uniunea Europeană. Această prezență ne apropie și mai mult de standardele Uniunii Europene și ne oferă oportunități unice de a descoperi cele mai noi soluții și tendințe din domeniul pomiculturii europene. Mai mult, expozanții au oportunitatea să colaboreze, împărtășindu-și experiența și socializând cu antreprenorii din diverse specialități. Și anume venim să socializăm, în primul rând, să învățăm ceva. Iarăși, trebuie să învățăm. Agricultura este o ramură unde trebuie să înveți toată viața și să ca un schimb de experiență. Și mai este și pe post de a arăta unde am ajuns, la ce nivel. Potrivit directorului adjunct al Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură, Diana Coșalâc, Asociația Moldova Fruct susține dintotdeauna inițiativele antreprenorilor din domeniul agricol, informându-i despre instrumentele care le pot dezvolta afacerile. În același scop, AIPA a participat la expoziție pentru a promova mecanismele de subvenționare, informând agricultorii despre oportunitățile financiare oferite de instituție. Sau cine, dacă nu, Asociația Moldova Fruct a făcut prezentări publice despre dronele care pot fi utilizate în întreținerea plantațiilor pomicole. De asemenea, despre echipamentele, platformele, hidroculerele care sunt foarte necesare în procesul de selectare și răcire a fructelor. Deci este o oportunitate, în primul rând, pentru crescătorii de fructe și procesatorii de a se întruni și a se spune opiniile, schimbul de experiență despre tot ce ține creșterea fructelor. Astfel, expozanții și vizitatorii sunt încurajați să participe într-un număr cât mai mare la următoarele ediții ale evenimentului, pentru a se bucura de o experiență autentică ce susține competitivitatea și reziliența în agricultură. Vreau să-i încurajez pe toți producătorii agricoli și îndeosebi pe cei care se ocupă cu domeniul fructelor să utilizeze la maximum noile tehnologii, inovații, să nu înceteze să învețe și să încerce soluții noi, pentru că în viitor va avea succes acel care va implementa o agricultură de precizie, eficientă și competitivă pe piața unde noi o exportăm sau o comercializăm. Publicul a asistat la demonstrații practice, ateliere și prezentări detaliate despre fiecare companie participantă. Astfel, vizitatorii din țară, dar și cei din România, Italia, Polonia, Germania, Franța și Grecia, au analizat produse, echipamente și servicii din domeniile soiurilor de perspectivă și înființarea livezilor moderne, soluțiilor avansate de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor, sistemelor de irigare, ambalajelor și soluții inteligente și digitalizare, construcția frigiderelor și producerea energiei regenerabile proprii.